Sigur că rămâne un derby al Olteniei, dar acum să vedem care va fi raportul de forțe. În acest moment, după cum știți, situația este una critică, neschimbată. Jucătorii au reacționat în urma, eu știu, promisiunilor neonorate și în acest moment este pus sub semnul întrebării participarea jucătorilor importanți sau chiar a tuturor de la prima echipă în partida de mâine după amiază. Eu sper să nu se întâmple acest lucru și să putem alinea un 11 capabil să pună piept adversarei mai puțin încercată în aceste momente. Deci continuă greva. Da. Deocamdată, ăsta este cuvântul. Echipa este într-o formă de protest. Așa cum v-am spus și ieri, nu mai există nicio explicație că nu am găsit o soluție într-o perioadă atât de lungă. Și eu, cât și Petre Grigoraș, am căutat toate soluțiile posibile de a-i motiva. S-au încercat atât manageriale de a reduce costuri la limita limitelor, cât și, eu știu, antrenament mental. Toate lucrurile le-a folosit Petre Grigoraș în această perioadă. Din păcate, ați văzut ultima reprezentare la partida cu Dinamo. Echipa a fost total debusolată și de aceea am și declarat după meci că jucătorii nu sunt vinovați, ci mai degrabă victime acestei situații. Peste câteva momente va fi și ora de începerea antrenamentului și voi avea din nou o discuție cu băieții să vedem pulsul situației, dar este regretant faptul că nu ne-am antrenat cu două zile înainte de un meci de asemenea importanță și, așa cum v-am spus, există și riscul să nu-i avem mâine la partidă. Sigur că ne vom onora obligația față de competiție, dar nu asta ne dorim de la această meserie. Am făcut onoare Gorjului în această vară prin reprezentarea orașului în cupele europene și am sperat că se vor găsi soluții. Care este soluția pentru juniori? Da, vă dați seama că vom folosi jucătorii care avem la îndemână dacă cei mai importanți dintre ei nu vor dori să joace. Până atunci mai avem 24 de ore și vom discuta din nou în această seară. Numai la fotbal nu se gândesc în acest moment, dar nu avem ce face. Membrii asociați v-au contactat? Nu, astăzi, după cum știți, în oraș este și un eveniment important. Ne vizitează conducerea țării și în condițiile astea contextul nu este cel mai fericit. După cum știți, s-a desemnat un administrator special din partea membrilor asociați, care sperăm să vină cu un program coerent de reorganizare. Suntem la dispoziție și toate pot începe cu ceea ce s-a promis. Măcar un salariu pentru toți angajații clubului, pentru că sunt la capătul puterilor. Și mai departe știm ce avem de făcut să putem să ne continuăm acest drum către performanță chiar. Mulțumesc.